Fraților, pentru a înțelege mai bine acest clip, eu vă recomand ca mai întâi să intrați la mine pe canal și să vă uitați la astea două videouri cu Cobra Kai în X minute pe care vi le arăt pe ecran. Așadar, mergând mai departe, vreau să vă zic că între timp Chosen s-a întors în peisaj. Gen inițială, tipul a zburat până înapoi în Okinawa pentru a-și mărturisi iubirea pentru fata de care îi place. Dar pe când a nostru a ajuns la ușa acesteia cu o floare, ce să vezi, el a fost întâmpinat de un tip semi-dezbrăcat care era acoperit doar cu un prosopel. Așa că Chosen a zis că nu mai vrea să aibă de-a face cu femei și a mers în Barcelona pentru a fi alături de Johnny și Daniel. Deci revenind la Seikai Taikai, trădarea lui Tori i-a destabilizat destul de mult pe cei de la Miyagi-Do. Ba mai mult, noii membrii Cobra Kai tot dau să-i provoace pe ai noștri. Robbie chiar pierzându-și camera de hotel într-un concurs de care dă cu piciorul mai sus în fața lui Kwon, a.k.a. în fața noului capitan de la Cobra Kai. Așadar, nici în turneu lucrurile n-au fost mai roz pentru ai noștri, prestația lor din prima probă a competiției fiind deplorabilă. Dar măcar spre consolarea lor, nu Cobra Kai e în fruntea clasamentului, ci un dojo numit Dragonii de Fier, Tori și Kwon mâncând bătaie pe pită de la aceștia. Deci, cum ar zice capitanul de sex feminin al acestui dojo? Welcome to Barcelona, bitch. Gen, Dragonii de Fier sunt atâta de duri pentru că Wolf, a.k.a. senseiul lor, e puțin cam dus cu capul, acesta adesea bătându-și studenții dacă ei nu dau randament. By the way, capitanii Dragonilor de Fier sunt Zara, a.k.a. o influențăriță ce face live-uri pe TikTok din lift, și Axel, a.k.a. un tip care nu prea cred că a făcut altceva în viața sa decât karate. În fine, revenind la turneu, Miyagi-Do a continuat să se descurce prost la următoarele probe ale competiției. Cu toții mai puțin Miguel părând că mai degrabă vor să se întoarcă înapoi acasă decât să lupte pentru a câștiga. Plus, pentru a pune paie pe foc, între timp nici măcar Daniel nu și-a putut încuraja studenții, pentru că tipul se gândea numai la domnul Miyagi. Gena nostru a profitat de excursia sa din Barcelona pentru a investiga misterul maestrului său din videourile trecute, lucru care l-a dus într-un cartier periculos în care și-a luat o bâtă după cap, lucru care l-a făcut să ajungă închis într-o cușcă de câini. Nu vă face griji, Daniel a reușit să scape de acolo și ce să vezi? Tipul cel sequestrat avea un tatuaj cu Cobra Kai. Amu o fi Daniel în siguranță pentru moment, dar mulțumită aventurii sale, el o lipsit de la câteva probe de ale dojo-ului său. Probe care nu doar că erau eliminatorii, dar în care adversarii lor mai erau și din vârful clasamentului. Mai exact, cele două dojo-uri s-au luptat 2 vs 2 într-un fel de match de ultimul om ce rămâne în picioare. Gen, odată ce un concurent era scos din ring, el era înlocuit la moment de către un coechipier de-al său, până când în ring rămânea doar un singur dojo. Deci ai noștri au rămas în competiție numai mulțumită lui Miguel, care a ieșit victorios în urma unei lupte de 2-1. Dar a nostru nu s-a putut bucura prea mult de victoria sa, pentru că ce să vezi, măsa tocmai ce au avut niște complicații cu sarcina ei. Așadar, el și Johnny au luat primul avion înapoi spre America. Deci cât timp ăștia doi erau plecați, situația din Seikai Taikai a devenit destul de tensionată, cel puțin din punct de vedere amoros. Gen, Tori și Robbie au luat o pauză, iar pentru ca nostru credea că Tori s-a cuplat cu Kwon, el a mers să-și nece amarul într-un bar, iar mulțumită stării sale de eprietate, el a căzut victimă în patul Zarei. Nu vă dați filme, pentru că tipa nu mai voia să o rănească pe Tori, din cauza că la Seikai Taikai, blonda noastră îi cam fura lumina reflectoarelor. Plus, stați că drama nu e gata, din cauza că Sam l-a văzut pe plajă pe Axel și-o dat să vorbească cu acesta. Dar tipul a înțeles greșit intențiile fetei și, drept consecință, el și-o luat mare refuz în față când o încercat să o sărute. Stați, că încă dramă tot mai am. Gen, în timp ce erau în club cu Robbie, pe Hawk și Dimitri au pus ochii o spanioloaică sexy. Amu Hawk a refuzat-o frumos pe tipă pentru că el are gagică. Dar Dimitri nu a făcut asta, ci a mers cu ea la dans. Așadar, ca să stea ferit de ispite, Hawk a sunat-o pe prietenă sa și a vorbit cu ea pe cameră, lucru care i-a permis fetei să vadă că Dimitri e infidel. Plus, pentru că prietenele celor doi băieți sunt BFF, vă dați seama că lucrurile nu au ieșit prea roz pentru Dimitri. Stați, că drame încă tot mai am. Anume, Chosen și partenera lui Chris au făcut un pic de bonding încercând să se asigure că studenților nu fac vreo boacănă care să-i elimine din competiție.
Adică ei au făcut mai mult decât bonding. Dar măcar înaintea seriilor fierbinți, Chosen și Gajikasa au fost ceva de genul: voi sunteți oameni răi, voi l-ați sequestrat pe Daniel. Eu n-am sequestrat pe nimeni. Chris, tu ai făcut ceva? Nici eu, boss. Deci numai bine, pentru că după asta ai noștri l-au văzut pe tipul cu tatuajul Cobra Kai în hotelul lor și au decis să-l urmărească ca să vadă care-i faza. Mai exact, tipul s-a luat de Daniel și în filmele Karate Kid, iar acesta lucrează pentru Sensei Wolf, care la rândul său lucrează pentru Silver. By the way, ca o mică paranteză, dacă până acum vă place acest video, nu ezitați să loviți butonul ăla de like și să vă abonați la canal dacă nu ați făcut-o deja, pentru că asta mă ajută foarte mult să pot continua să vă fac astfel de videouri în X minute. Dap, codiță de ponei o scăpat din închisoare mulțumită banilor săi, iar pentru că Wolf avea probleme financiare, Silver s-a oferit să-l scape de datorii ca în schimb el să-i umilească la campionatul mondial pe cei din Cobra Kai și pe cei din Miyagi-Do. În fine, mergând mai departe, Miguel și Johnny s-au întors înapoi în Barcelona, pentru că între timp starea mamei lui Miguel s-a îmbunătățit, iar ei nu s-au întors singuri, ci alături de Kenny. Gen Puștiu oricum trebuia să meargă în Barcelona pentru a fi înlocuitorul lui Miguel, în caz că acesta nu se mai întorcea. Dar pentru că între timp Devon a fost măcinată de gândul că o trișat pentru a obține locul în competiție și până acum ea nu a fost nimic altceva decât o povară pentru echipa Miyagi-Do, tipa și-a mărturisit păcatul și i-a cedat locul din echipă lui Kenny. Deci, din cauza trecutului său cu Silver, normal că nu toți membrii Miyagi au avut încredere în puști, mai ales din cauza că el a apărut în peisaj deodată cu codiță de ponei. Dar hei, după ce Kenny le-a câștigat o probă, no, ce să-i mai și zici. Așadar, mergând mai departe, ai noștri au început să-și rezolve cât de cât problemele dintre ei ce-i țineau în urmă. Dimitri făcând pace cu Hawk pentru faza cu MIT, iar Robbie are de gând să-i dovedească lui Miguel că într-adevăr el își merită poziția de capitan. Dar cât timp toate astea se întâmplau, Tori a fost bulversat de faptul că i-au văzut pe Robby și Zara cum se sărutau și drept consecință ea a fost o povară pentru echipa ei. Lucru care a făcut ca dojo-ul Cobra Kai să fie la coada clasamentului lângă Miyagi-Do. Deci în continuare cele două dojo-uri s-au bătut într-o probă în care concurenții aveau voie să se schimbe între ei după bunul plac, scopul final fiind acela de a înscrie 3 lovituri curate împotriva adversarilor. Așadar, vă dați seama că lupta a fost strânsă, dar în cele din urmă Robby și-a revenit în simțiri, iar el a marcat victoria Miyagi-Do doborându-l pe Kwon. Dar dacă e un lucru pe care l-am învățat până acum, este că Cobra Kai never dies. Mai exact, un dojo dintre cele finaliste a fost prins că își dopa studenții. Așa că acesta a fost eliminat din competiție, iar în locul său a reintrat în turneu dojo-ul eliminat, care s-a descurcat cel mai bine până acum, adică Cobra Kai. Așadar, mergând mai departe, urmează o probă de lupte între capitani, dar meciul dintre Axel și Robby a fost întrerupt de către Kwon, care l-a lovit pe a nostru în timpul partidei sale. Deci, în mod evident, toată lumea a sărit la gâtul cuiva, iar scânteia care a aprins scandalul a fost aruncată de către senseii dojo-ului eliminat pentru dopaj, care i-a lăsat knockout pe organizatorii turneului drept răzbunare pentru descalificarea pe care o primit-o. Așadar, mare război al karatelor. Toată lumea începând să se bată cu toată lumea. Adică pentru noi e ceva normal să vedem ceva de genul în Cobra Kai. Plus, Chris a profitat de tot haosul ăsta pentru a-l prinde izolat pe Silver ca să-i facă buzunar la gât. Dar ce să vezi, între timp moșului i-a căzut cuțitul din buzunar. Cuțit care a fost luat de către Kwon după ce tipul a luat câțiva pumni în freză de la Axel. De ce se bătea Kwon cu Axel? Păi inițial Axel se lupta cu Miguel din cauza că acesta era gelos pe relația sa cu Sam, dar între timp Kwon a lovit-o pe Sam. Lucru care l-a făcut pe Axel să fie ceva de genul: chinezoiule, de acum te bați cu mine! Deci karatistul cobrelor a vrut să-l înjunghe pe capitanul dragonilor de fier, dar el nu a făcut nimic altceva decât să fie trântit de pământ cu cuțitul ăla în mână. Astfel, auto-înjunghindu-se și punând capăt atât acestui război al karatelor, cât și acestei părți a doua din sezonul final din Cobra Kai. Nezo să-l ierte pe Kwon! Adică nu e oficial confirmat dacă tipul e mort sau nu, dar gen slabe șanse ca el să supraviețuiască după faza asta. Am mai de menționat că în războiul karatelor, Johnny l-a ajutat pe Chris să se bată cu Silver și Robby
o protejat-o pe Tori de Zara. Plus, pentru a-l bulversa pe Daniel, mai devreme un pic, Silver l-a ajutat pe a nostru să afle că domnul Miyagi a participat în trecut la Seikai Taikai, iar acesta și-a omorât la propriu un adversar în bătaie. Lucru care ne duce la câteva teorii interesante pe care le-am văzut pe TikTok și care cică ar fi bazate pe niște leak-uri. Anume, trecutul domnului Miyagi și probabil la moartea a lui Kon l-a făcut pe la Russo să nu mai vrea să participe cu dojo-ul Miyagi-Do la turnee de karate. Dar din cauza că Johnny, Miguel, Kenny și Hawk își doreau să continue să lupte în Seikai Taikai, ei s-au înscris în Cobra Kai, Johnny preluând de la Chris frâiele dojo-ului. Gen, probabil cei doi au căzut din nou la pace după ce l-au bătut împreună pe codiță de ponei. Plus, știți ce ar însemna asta? Că Miguel, Axel și Robbie o să se bată în turneul ăsta al capitanilor. Miguel devenind capitanul Cobrei Kai, iar Robbie reprezentând Miyagi-Do fără un sensei. Adică ceva de genul foarte similar cu primul sezon. Sau, mai avem teoria conform căreia Robbie o să se accidenteze, iar Miguel o să-i preie locul de capitan și o să-l înfrunte pe Axel. Ba chiar ar fi amuzant ca între timp Sam să-l înșele pe a nostru cu Axel, ca astfel conflictul dintre cei doi să fie ceva mai piperat. Dar mai multe despre toate astea om afla în ultimele episoade ale acestui sezon. Episoade ce am auzit că vor apărea pe 13 februarie. Deci, fraților, cam ăsta a fost videoul de azi și mamă, ce mai sezon. Gen 100% ăsta e preferatul meu de până acum. Iar dacă partea a treia o să fie pe măsura celei de-a doua, Cobra Kai o să se termine pe cai mari. Sau cel puțin asta e părerea mea. Vouă cum vi se pare sezonul 6 până acum? Ziceți-mi în comentarii. Plus, în caz că v-ați așteptat ca eu azi să postez videoul cu Transformers, nu vă faceți griji că vine și ăla mai imediat. Ba mai mult, în el o să includ mai mult decât ceea ce ați votat în postarea aia de pe comunitate. Deci, nemai lungind acest clip, eu le mulțumesc membrilor de pe canal pentru că mă susțin. Un rând de aplauze pentru legendele: Paul 21, Dan Cuso, Careva, Professional Security Provider, Călin Pantia, Levi Lowlight, Cătălin Bota, Paul Macari, Duțu Pașca, dar și pentru celelalte legende care apar pe ecran. Plus să nu uităm de zeul H. Andrei H. Iar dacă vreți și voi să primiți beneficiile de a fi membri aici pe canal, nu ezitați să apăsați pe butonul de join. Totuși, dacă vreți să mă susțineți, dar nu vreți să vă goliți cardurile, un like și un subscribe mă ajută enorm. Nu uitați să-mi ziceți în comentarii ce videouri mai vreți să vedeți în X minute la mine pe canal. Ne auzim pe Insta și pe TikTok. Eu am fost Paul Pașca și noi ne vedem data viitoare.